tineri activiști de mediu au venit să cadă pe jos în fața Parlamentului. Până oricădei pe jos le-a ieșit în cale un deputat mai fierbinte, Dumitru Alaiba. Ca să atrag atenția că poluarea ne vizează și pe noi, că încălzirea globală e și despre noi și că ar trebui să ne gândim la viitorul nostru al tuturor, mai ales deputații care fac legile. Era programat pe ieri, dar ieri a plouat. Azi sperau să fie cu zăpadă, dar vedem că e soare cu dinți. Extinction Rebellion. Și drapelul lor verde otrăvit. Polițiștii, carabinieri stau să păzească liniștea guvernării. Din toată presa au venit numai TV8. N-au curaj să urce pe scări la Parlament. Cineva-i cu drona aici să relateze de foarte sus. Se vadă de la Parlament, de pe geam. Nimic nu-i veșnic, nici președintele. Tinerimea Moldovei, cu minșoară ascultătoare. Și ne văd cea că ăștia, Extinction Rebellion, sunt niște extremiști. Noi văd și extremiști, le-au zis poliția că nu-i voie. Și nu s-a prochit de scările Parlamentului și au venit cu păturica de acasă ca să culci pe jos. Curat extremiști. Criză de mediu, atenție! Culcă pe lozincă.
Ești muzicuța, nu se aude bine de fricții. Cineva relatează acolo și explică. Am murit. Eu nu înțeleg ce înseamnă muritul ăsta, dar e clar că oamenii sunt supărați, că e rău pe lume și vor mai gine. Sigur. Tot pentru ce ai venit la protest?